Președintele Sindicatului Polițiștilor Dol susține că oamenii legii care lucrează în stradă sunt adevărate ținte vii în fața infractorilor. Elvis Măceșanu spune că polițiștilor le lipsesc atât dotările, cât și o legislație care să-i protejeze. Nu ne ajută nici legislația și nici armamentul pe care l-avem în dotare. M-am făcut de atâtea ori petiții și la ministru, și la domnul prim-ministru, peste tot, să ne schimbe aceste pistoale, carpați învechite, atât fizic cât și moral. Sunt foarte proaste, sunt foarte grele, muniția e foarte rea, se blochează. Am cerut de atâtea ori ca și sindicat ca aceste infracțiuni de ultraj să fie, pedepsele alea să fie mărite, să simtă acești infractori care ne ultragează în timpul serviciului că există lege în țara asta. Nemulțumiți sunt și polițiștii locali care susțin că legile actuale îi favorizează mai mult pe infractori. Sunt niște proceduri care trebuie să respectate. Mai mult de atât, asta e legislația actuală în țara noastră. O să va schimba? Probabil că... Deci, legislația nu vă ajută suficient. Atât cât este. În general, că e polițist local, că e jandarm, că e polițist, legile sunt prea slabe. Prea slabe pe... Deci nu sunt apărați. Deci, părerea mea că infractorii sunt mai presus decât ei. În ultimul an, în Dolj, trei polițiști de la rutier au ajuns la spital loviți cu mașina de șoferii pe care încercau să-i oprească în trafic, iar în Mehedinți, în urmă cu câțiva ani, o polițistă a fost bătută într-o misiune de mai mulți traficanți de țigări pe care îi urmărea.